direct la rațiunea zilei pe Drum cu Prioritate cu Cătălin Striblea. Salut, Cătăline, bine ai venit! Salutare, nici... Uite ce încet mă aud. Nici nu știu ce știre să mai zic acum când am aflat că se mărită și Simona Halep. Dacă nu știm oficial, nu știu care a fost răspunsul oficial al Simonei. Păi are inelul pe deget. Are inelul, da. Bine, din moment ce l-accepti, înseamnă că... Mai poți să dai înapoi acum. S-a dus și Roland Garros. Poți să spui mulțumesc pentru inel, mă mai gândesc. Asta e o victorie mai mare acum decât finala de la Roland Garros. Dar eu cred că asta a fost și ideea iubitului ei, să-i dea exact în zilele când vine finala, nu? Da. Dacă tot nu jucăm Roland Garros anul ăsta, nu ne și căsătorim. Da, mă bucur pentru Simona, sper să aibă parte de o relație minunată și să se poate concentra la ce știe, asta facă cel mai bine. A zis zilele astea că, mă rog, după pauza asta, a redescoperit cât de mult îi place tenisul și că o să fie multă vreme pe teren, adică... Da, uite, vezi, de asta e bine să te, da, să-ți iei câte o pauză din când. A zis că are mare nevoie, 3-4 ani, așa erau ultimele sugestii, încă o să mai joace. Sigur că e prima dată când vedem că corpul ei suferă, da. Da, oricum. La nuntă vine toată România. Pregătiți-vă! Pregătiți-vă! Va fi nunta anului. Stai că s-a dat și liber acum, uite, mai multe persoane și la interior și la exterior. Gata, 200, să fie nunți, da, să fie botezuri, să fie... Măcar 200, dar facem două corturi, 400. De ce am venit aici? Să vorbim despre... Gata, știu, mi-am adus aminte, da? Putem porni. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Prefectul Capitalei a anunțat că nu declară stare de alertă în sectorul 1 din București din cauza conflictului între primar și operatorul de salubritate. Declararea stării de alertă fusese cerută de primarul Clotilde Armand în urma faptului că operatorul de salubritate a lăsat o parte dintre gunoaie pe stradă. Între cele două părți este un conflict foarte complicat. Acolo există un contract de salubrizare foarte vechi și care ar trebui să țină 25 de ani. Da, semnat pe 25 de ani. Bun, ei zic, cei de la OSR zic 25, cei de la PNL zic că e mai puțin. În orice caz e un contract foarte lung și foarte dezavantajos pentru locuitorii care stau acolo. Adică îi plătesc gunoiul de vreo 5 ori mai scump, măcar pe lângă alte facturi, măcar decât alți oameni din țara asta. Pe fostul primar, domnul Chiriman, a întrebat cineva ceva de... Zilele astea? De sănătate. Cred că nu l-au găsit. Uite, asta e o idee foarte bună. Mulțumim. Să explice domnul Chiriman și domnul Vlad Moisescu, care era ajutorul lui atunci, cum stă treaba. Să ne explice și nouă de ce l-au seama. Bine, noi i-am întrebat în anul 2008, că pentru mine e de neuitat, adică când a apărut știrea aceea, ne uitam toți cruciși. Mă, cum 25 de ani? De ce 25 de ani? Pentru că în 25 de ani vor fi mașini zburătoare. Poate nu mai culegeți gunoiul cu... Să venim cu dronele și să luăm tomberoanele. Cum să te angajezi, și atunci prețul era mărișor, cum să te angajezi la așa ceva? Doar că domnul Chiriman a făcut o șmecherie ieftină, ca să zic așa, și la propriu și la figurat, și le-a zis locuitorilor din sectorul 1, bă, voi nu mai plătiți gunoiul, lăsați că-l plătim noi din taxele și impozitele. Care ce să vezi, taxe și impozite, sau... de unde vine? Adică... Da, exact, tot de acolo, dar câtă vreme omul nu plătește, și a zis, uite mă, ce bine, păi la noi în sector, nu se plătește. Bun, a venit doamna asta, nu mai au tot istoricul, a găsit că nu e în regulă și se ceartă și pe facturile pentru gunoi, dar și pe facturile pentru alte servicii, adică nu pică de acord cu ce e acolo, intenția primarului fiind să renegocieze sau să rezilieze acest contract pe care îl consideră împovărător, intenția companiei fiind în mod evident să rămână la aceleași prețuri și de aici de bătaie. Sunt acoperiți de un contract. Sunt acoperiți de un contract. Bun. Acum, probabil că toată lumea, după ce am făcut preambulul ăsta, se întreabă ce urmează. Ce urmează? Asta este o chestiune foarte interesantă. Această lipsă de decizie, să spunem, a prefectului, el a explicat. Dom'le, nu întrunesc cerințele legale. Ne-am uitat pe lege, am vorbit cu autoritățile implicate. Nu sunt respectate cerințele legii. Pentru a declara starea de alertă. Ei, okay. Lipsa asta de hotărâre va duce la situația de acum înainte în care operatorul va putea să facă și în alte situații chestiunea asta, când mai tare, când mai încet, funcție de interesele sale.
Asta ar însemna teoretic că în acest moment doamna Armand este pusă în situația de a mai plăti câte ceva sau de a face niște concesii, după care să meargă la instanță și să încerce să rezolve acolo diversele litigii, că nu este doar unul în chestiunea asta. Aș mai sesiza că, din punctul ăsta de vedere, doamna Armand nu s-a bucurat de sprijinul politic necesar, pentru că pârghiile politice ar fi putut să o ajute. Domnul Câțu a ieșit cu o declarație și a zis, bă, să fie bine, toată lumea s-ar putea să aibă dreptate, să se respecte contractul, a zis domnul Câțu. Asta e mesajul pe care l-a transmis și propriului partid. Dar domnul Câțu este în campanie electorală cu propriul partid și are nevoie de voturile și de voturile de la sectorul 1. Ori acolo PNL nu joacă cu doamna Armand întru totul. Dar atunci, cei de la USR și-au exprimat sprijinul. Și-au exprimat sprijinul, dat din gură. Pentru că prefectul este de la USR și prefectul a luat o decizie mai curând pe placul domnului Câțu, care a și avut o discuție cu prefectul astăzi, o discuție de o oră, a spus chiar el, dar domnul prefect este subordonatul domnului prim-ministru. Eu aș vrea decizie pe placul cetățenilor sectorului 1, asta îmi doresc. Eu nu cred că doamna Armand este... Cum să zic, nu cred că a avut tot sprijinul din USR, așa, ca o părere personală, dar, dincolo de asta, într-adevăr, rămâne chestiunea asta pentru cetățeni. Ce se întâmplă mai departe? Băi, un lucru mi-e destul de clar. Mai departe se întâmplă că unele gunoaie vor fi strânse, altele nu vor fi strânse, despre cum hotărăște operatorul respectiv. Mi-e foarte clar că se vor plăti niște facturi care sunt scadente și că, mă rog, prețul va fi cel pe care îl știm. Și, trei la mână, vor trebui să găsească alte modalități legale prin instanță primăria ca să desfacă aceste ițe. Dacă vor să arate, în schimb, cele două părți, premierul și USR, da? Cele două partide, că într-adevăr le pasă de chestiunea asta, pentru că acum, știi cum e, așa, s-au făcut că fac ceva, dar de fapt nu e o chestiune, ar trebui să facă niște modificări legale, pentru că asta interesează foarte tare pe operatori. În momentul în care umbli la lege, asta de brusc le strânește interesul, pentru că legea ar putea să devină mult mai restrictivă. Adică, ai o problemă? Nu vrei să strângi gunoiul? Nu-ți convin facturile? Nu-ți convine plata? Nu te înțelegi cu primarul? Foarte bine. La instanță, plângeri de tot felul, administrative, penale, civile, de care vrei tu, dar gunoiul îl strângi în continuare. Deci asta ar trebui să fie o chestiune legală. De asemenea, în legea asta privind serviciile operatorilor publici, mai sunt și alte lucruri de corectat. Ori, ca să rezolve o asemenea chestiune, domnul Câțu, domnul Barna, că de fapt la ei e, așa, te duci în Parlament acum cu un proiect de lege în care pui diverse lucruri pe care vrei să le corectezi în această privință, și o să vedeți că în București încep să se strângă gunoaiele foarte, foarte repede. Tu îți dai seama despre ce subiect vorbim noi acum, cu o zi înainte de Euro 2020, care, nu știu dacă din păcate sau din fericire, se desfășoară și în București? Păi, adică nu știu dacă a fost chiar perioada cea mai fericită de a porni această ceartă între primărie și operatorul de salubrizare. Din punct de vedere politic, doamna Armand și-a calculat foarte bine pașii. Adică ea a venit, a găsit niște lucruri acolo care nu i-au plăcut, nu i-au convenit, nu sunt ok din punctul ei de vedere. Dar a mai fost o încercare. A mai fost. Păi acum nu, câteva luni. Și va mai fi una. Și nu s-a rezolvat nimic. Păi nu se rezolvă, pentru că e un război de durată, dar atenție, spre deosebire de alții, îl facem primul an. Pentru că, într-un fel sau într-altul, anul viitor, peste 2 ani, problema asta se tranșează și se uită și ea are posibilitatea să rezolve o situație. Să rezolve la mod propriu o situație pe care lumea o uită până la alegerile viitoare. Lucrurile rele, neplăcute, se fac în primul an de mandat. Dacă vrei să faci ordine și disciplină, faci în anul 1, anul 2. Anul 3 și anul 4 sunt ani de bucurie, oază și speranță. Mulțumim, Cătălin, te așteptăm și mâine. Mâine avem deșteptarea României, de la 13 și un sfert. O să avem un subiect foarte greu, pregătiți-vă, că o să vorbim despre sărăcie în rândul copiilor din România și cum ieși din sărăcie. Am văzut niște cazuri numai săptămâna asta, Doamne Dumnezeule, mi-e și groază să vorbesc despre ele la radio, începând de la... Așteptăm ediția de mâine, Cătălin, mulțumim foarte mult! Multe.